găsit, doamnelor și domnilor, la Prim Plan Obiectiv. Așa cum știți deja, luna noiembrie este luna sănătății plămânilor. Aceasta este și tema din prima parte a emisiunii. După un an de pauză, târgul de Crăciun revine în centrul Clujului. Timp de o lună, din 26 noiembrie și până în 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde își dau întâlnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei. Despre toate acestea vom afla mai multe în partea a doua. Revenim acum la prima temă, și anume sănătatea plămânilor. Afecțiunile plămânilor sunt numeroase. Printre acestea se numără pneumoniile, bronhopneumopatia cronică obstructivă, fibroza pulmonară, sechelele post-COVID, dar și cea mai gravă afecțiune, și anume cancerul pulmonar. În România, cancerul pulmonar rămâne cea mai întâlnită formă de cancer, circa 12.000 de cazuri noi pe an, dar din păcate și cu cea mai mare mortalitate, aproape 11.000 de decese. Din nefericire, cancerul pulmonar rămâne încă o redută necucerită a medicinei moderne. Depistarea frecventă în stadii avansate și răspunsul modest la tratamentul anticanceros face ca vindecarea să fie prea rar așteptată. În schimb, depistarea precoce a cancerului pulmonar schimbă radical șansele pacientului. De aceea, prezentarea la medic nu trebuie amânată dacă apar simptome respiratorii. Fumatul este principalul factor incriminat în cazul cancerului pulmonar. Deși orice persoană se poate îmbolnăvi de cancer, există o preconcepție larg răspândită că aceasta este o boală autoprovocată, astfel că acești pacienți se pot simți vinovați și chiar stigmatizați. Iată de ce, pe lângă tratament, ei au mare nevoie de suportul familiei și al psihologilor pentru a înțelege boala și a-și îmbunătăți starea de spirit. Discutăm despre toate acestea cu invitații noștri. Este vorba despre Adelina Dan, medic specialist oncolog, Florina Pop, psiholog, și Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Cu toții sunt alături de noi prin Zoom. Bună ziua! Bună ziua! Sărutuna, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru că, iată, sunteți în direct cu telespectatorii noștri, pentru că, așa cum spuneam, am vorbit în această lună despre sănătatea plămânilor, despre factorii de risc, în ideea de a-i face conștienți și de a ne face pe toți conștienți vis-a-vis de factorii de risc în tot timpul anului. Deci nu doar o lună pe an, ci în tot timpul anului trebuie să fim atenți la sănătatea plămânilor noștri. Astăzi discutăm despre cancerul pulmonar pentru că este cea mai frecventă formă de cancer, nu doar în România, ci și la nivel mondial. Am să o rog pentru început pe doamna doctor Adelina Dan, medic specialist oncolog, să ne ofere câteva date despre această afecțiune și acest diagnostic care, așa cum spuneam, le dă fiori celor care îl primesc. Bună ziua! Cancerul pulmonar este o problemă serioasă de sănătate publică, conform Organizației Mondiale a Sănătății. În Europa, în fiecare minut și în lume, la fiecare 18 secunde, moare o persoană de cancer pulmonar. În anul 2020, în România, s-au raportat peste 12.000 de cazuri noi de cancer pulmonar, ocupând locul întâi atât ca incidență cât și ca mortalitate. Principalul factor de risc în 85-90% din cazuri este fumatul. Tutunul în sine este cancerigen, dar mai mult este fumul de țigară prin conținutul de produși toxici. Mă refer aici la nicotină, oxid de carbon, hidrocarburi aromatice policiclice, nitrosamine, etc. Există o corelație netă doză-efect între tabagism și riscul apariției cancerului pulmonar. Se spune că riscul crește de 4,6 ori atunci când se consumă între o țigară și 9 țigări pe zi și riscul crește de 18 ori atunci când avem un consum de 40 de țigări pe zi. Bineînțeles, și durata consumului este importantă. Riscul major se înregistrează la consumul a unui pachet pe zi timp de 25 de ani. Teoretic, dacă s-ar abandona fumatul, în 20 de ani am avea doar 15% din numărul de bolnavi cu această boală. Există, bineînțeles, și alți factori de risc minoritari, cum sunt radiațiile ionizante, radonul, asbestul, afecțiuni pulmonare cronice, pulmonare precum fibroza interstițială, sclerodermia, susceptibilitatea genetică, infecția cu virus HIV, etc.
Așadar, principalul factor incriminat este fumatul și cu toate acestea, iată, după Revoluție, în România s-a fumat mult mai mult, în timp ce în alte țări, în ultimii 30 de ani, s-a redus numărul fumătorilor, astfel că am înțeles că, de exemplu, în America, ei sunt pe o pantă descendentă în ceea ce privește numărul de cazuri de cancer pulmonar, în timp ce noi ne aflăm acum pe un trend ascendent. Dar am să mă întreb către doamna psiholog, doamna Florina Pop, și am să o rog pe dânsa să ne explice cum gândește o persoană care, iată, nu reușește să renunțe la fumat, cu toate că este conștient de pericolul la care se supune. Nu are acea teamă? Acum, factorii pot fi multipli. Ideea este că și atunci când este diagnosticat cineva cu un cancer pulmonar, așa cum a spus și dumneavoastră, apare învinovățirea și stigmatizarea. Dar înainte de a fi diagnosticat, vin fumătorii la psiholog să încerce cumva să găsească o modalitate de a renunța la fumat? I-ar putea ajuta un psiholog? Cu siguranță. Există programe de consiliere pentru renunțarea la fumat. Asta doar dacă își doresc. Și mereu se face diferența între o dependență severă și o dependență moderată până la urmă și există specialiști pentru consilierea în adicții. Cu toate acestea, și până la urmă aceste programe sunt și eficiente, dar repet, e important ca persoana care are acest comportament să își dorească să-l schimbe și să conștientizeze beneficiile înlocuirea acestui comportament cu altul mult mai sănătos. Ați avut vreun astfel de caz? L-ați întrebat de ce fumează? Mereu întrebăm motivația și vedem care sunt beneficiile pe care le percepe. Dar sunt foarte curioasă, care este motivația lor? De cele mai multe ori apare motivație ce ține de ordin psihic, și anume da, aleg să fumez pentru că mă calmează. E o modalitate cumva de autoreglare emoțională. Aleg să fumez pentru că mă simt integrat într-un grup, fac parte mult mai bine din grupul în care îmi doresc. Aleg să fumez pentru că pur și simplu așa m-am obișnuit și e un ritual pe care îl am zi de zi. Și până la urmă, toate acestea sau multe dintre acestea nu sunt adevărate. Începând cu faptul că mă ajută să mă relaxez și să mă concentrez, este un neadevăr, pentru că este știut faptul că o cantitate mai mică de oxigen care ajunge la creier face exact reacțiile opuse. Dar se pare că ei nu înțeleg lucrul acesta. Dar e bine că există programele de susținere din partea psihologilor și să sperăm că vor da și rezultate. Am să mă îndrept din nou către doamna doctor Adelina Dan și am să o rog, pentru că iată, avem 12.000 de cazuri noi de cancer pulmonar pe an și aproximativ 11.000 de decese. Asta înseamnă că ei se prezintă în stadii tardive. Care ar fi, eu știu, în general, cancerele nu au simptome, dar totuși, care ar fi semnele care ar putea să-i ducă pe acești posibili pacienți către medicul de familie? Așa cum spuneați și dumneavoastră, circa 50% din pacienți sunt descoperiți în stadiul tardiv, în stadiul metastatic. De aceea, timpul este vital. Simptomatologia, în general, este nespecifică. Majoritatea pacienților sunt fumători și pot să aibă simptome ușor de confundat cu cele din bronșita cronică, din astm, din pneumonii, și fiind tușitori cronici, trec ușor peste aceste semne ale organismului. Însă, ce ar trebui să ne alarmeze? În primul rând, disneia. Disneia semnifică lipsă de aer, hemoptizia, adică o tuse cu expectorație, inapetență, adică scăderea poftei de mâncare, implicit scădere în greutate, pneumonii repetate ce nu cedează la un tratament specific și astenia, adică oboseală a organismului. Care este soluția? Soluția este ca acești pacienți cu o simptomatologie persistentă să se adreseze fie medicului de familie, fie unui medic specialist pneumolog. Ce înseamnă, de fapt, simptomatologie persistentă? De exemplu, tuse care nu cedează la un tratament specific încă de la 2 săptămâni.
Un alt semn de alarmă este schimbarea caracterului tusei la pacienții fumători. Tusa se poate transforma dintr-o tusă seacă într-o tusă productivă, poate fi sau nu însoțită de acea hemoptizie, de acea expectorație cu sânge. Am să mă îndrept către domnul Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, și am să-l rog pe dânsul să ne spună cum au fost afectați pacienții deja diagnosticați cu cancer pulmonar, dar și, iată, posibilii bolnavi, dar care în această perioadă de pandemie au avut fie o reținere în a se prezenta la spitale de frica COVID-ului, fie nu și-au putut urma tratamentele. Care este situația? Situația este critică. De ce este critică? O să vă explic imediat și vreau să trag un semnal de alarmă că în timpul pandemiei accesul la investigații de bronhoscopie nu au mai avut loc pentru că nu au mai fost posibile, deoarece spitalele de pneumoftiziologie au fost declarate spitale COVID și noi am constatat la final de 2020 3.000 de pacienți aproape care nu au fost diagnosticați, deoarece nu au avut acces la aceste investigații. Noi putem spune că am fost victime colaterale COVID-ului, pandemiei. Nu contest această pandemie. Am pledat pentru vaccinare, dar s-au uitat total de noi. Au fost recomandate rezolvarea urgențelor doar, iar târziu, la insistențele noastre, ne-au fost deschise porțile spitalelor pentru a ne continua tratamentele medicale indicate de medici specialiști. Între timp, nu pot spune că medicii au stat cu mâinile în sân, ne-au ajutat cum au putut, ne-au deschis o ușă laterală sistemului și totuși am avut cel puțin consilieri din partea medicilor. Dar, repet, situația este critică, deoarece știm că acest cancer pulmonar, la nivel național, cam 20% din decesele cauzate de cancere sunt datorate cancerului pulmonar. În România, rata de supraviețuire la 5 ani este foarte mică, de 11%, de aceea noi chiar am inițiat un proiect în care, până în 2025, să ridicăm acest procent la 22%, să ne apropiem cu supraviețuirea la media europeană. Deci suntem pe ultimul loc și la supraviețuire la 5 ani cu cancerul pulmonar. Se știe clar că șansele cancerului pulmonar sunt crescute atunci când el este depistat în fază incipientă și procentul de câștig în acest sens crește de la 15% într-o fază avansată până la 80% atunci când cancerul este într-o fază incipientă și chirurgia poate fi intervenit categoric, adică curativ, în cancerele pulmonare. Mă întorc la situația din 2020-2021, când nu am avut acces la investigații medicale, nu am avut acces la screening în acest sens, nu am avut acces chiar la tratamente. În continuare, situația este critică pentru noi. În continuare, nu sunt depistate cazurile noi de cancer, deoarece știm bine că spitalele de pneumoftiziologie, care în general fac această depistare de cancer broncopulmonar, au fost declarate spital suport COVID. Pe lângă faptul că avem foarte puțini bronhologi în România, cam 200 de specialiști, dar numai 100 fac bronhoscopii conform declarației Societății de Pneumoftiziologie din România. Cu toate acestea, așa cum ne spunea doamna doctor Adelina Dan, medic specialist oncolog, pacienții care au aceste simptome de care ne vorbea, dispnee, tuse persistentă, oboseală, slăbirea drastică în greutate, trebuie să se prezinte la medicul de familie pentru a fi îndrumați ulterior către medicul specialist. Care este, doamna doctor, traseul unui astfel de pacient care se prezintă întâi la medicul de familie? Așa cum spunea și dumneavoastră, traseul începe de obicei de la medicul de familie, care direcționează apoi pacientul către un medic specialist pneumolog și apoi, în funcție de rezultatul investigațiilor medicale, pacientul este trimis către medicul oncolog dacă este vorba de o patologie malignă.
Ca și metode de diagnostic, din păcate, sensibilitatea unei radiografii pulmonare este destul de mică și apariția unei opacități pe radiografie înseamnă deja obstrucție bronșică, deci relativ târziu. Există însă metode de screening care depistează cancerul pulmonar în stadii complet asimptomatice și mă refer aici la tomografia computerizată low dose, adică o tomografie computerizată cu o doză mai mică de iradiere, o tehnologie care ajută la diagnosticul și stadializarea precoce și totodată ameliorează supraviețuirea, deoarece prognostic este bineînțeles și în funcție de stadiul bolii. Atunci când se ridică suspiciunea apariției unui cancer pulmonar, medicul curant va continua conduita terapeutică prin efectuarea unui tomograf de torace și, bineînțeles, prelevare de biopsii, fiindcă e nevoie de o confirmare histopatologică. Aceasta se poate realiza prin mai multe metode, în special este folosită fibrobronhoscopia, e-busul, punctia biopsie transtoracică. După ce s-a stabilit diagnosticul de carcinom bronhopulmonar, se efectuează un profil molecular și alte investigații imagistice în funcție de simptomatologia pacientului. O altă problemă în România este tocmai durata foarte mare de diagnosticare. Se poate ajunge, citeam, la 70-80 de zile, în timp ce în alte țări din Uniunea Europeană vorbim de 28-35 de zile. De ce este atât de lung acest traseu de la medicul de familie, la pneumolog, la oncolog, apoi la radioterapeut? Doamna doctor! De obicei nu ar trebui să dureze mai mult de 40 de zile de la apariția simptomatologiei până la debutul tratamentului și acest interval este mult prelungit la noi în țară. În primul rând, eu cred că singura problemă în România este diagnosticarea tardivă. Pacienții nu se prezintă atunci când au simptome ușoare, fiindcă acces la tratament există. Și începând de la medicul de familie până la pneumologie și la oncologie, lucrurile merg relativ repede. Pacienții ar trebui să se prezinte mai devreme la medicul de familie, nu când simptomele sunt accentuate. Și, așa cum spunea și domnul Cezar Irimie, din păcate sunt puțini specialiști pneumologi și probabil acolo se întârzie. Deoarece atunci când pacientul ajunge la oncolog, în primele zile pacientul este pus sub tratament foarte repede, este introdus în această sferă oncologică de tratament. Să sperăm că așa este. Mă întreb către doamna Florina Pop și am să o rog pe dânsa să ne spună ce înseamnă pentru o persoană primirea acestui diagnostic, cancer pulmonar. De ce se simt ei stigmatizați, de ce se simt vinovați și, desigur, cine și cum i-ar putea ajuta? Primirea oricărui diagnostic oncologic înseamnă de cele mai multe ori șoc. Cu atât mai mult, atunci când vorbim de cancerul pulmonar, așa cum s-a discutat și mai devreme, din păcate, vorbim de stadii avansate. Nu vorbim doar de un diagnostic oncologic, ci vorbim de un diagnostic oncologic aflat într-un stadiu avansat și cu, nu de fiecare dată, sau de cele mai multe ori, cu un prognostic mai redus. Cu atât mai mult și până la urmă, și aceștia sunt factorii care contribuie la un distres semnificativ clinic. Pacienții cu cancer pulmonar de cele mai multe ori sunt mult mai afectați din punct de vedere psihologic față de alți pacienți cu alte tipuri de cancer. În acel moment, nu doar pacientul, din păcate, ci și familia ajunge să-l învinovățească, inclusiv o simplă întrebare de genul dacă cât ați fumat sau dacă fumați, ajunge să-l facă pe pacient să se învinovățească sau să se simtă stigmatizat, așa încât nu face decât să crească și mai mult distresul emoțional. Impactul diagnosticului este semnificativ, cu atât mai mult că nu ne oprim aici, urmează adaptarea la etapa de tratament, la tot ce înseamnă efectele adverse ale tratamentului pentru cancerul pulmonar, la perioada în care se face acel tratament, la toate vizitele la medicul oncolog, la centrul oncologic și așa mai departe. Fiecare etapă are provocările ei, cu atât mai mult cu cât incertitudinea, de cele mai multe ori, frica de recidivă sunt dintre provocările principale, dincolo de stigmatizare,
cu care se confruntă un pacient oncologic afectat de un cancer pulmonar. Am să-l întreb și pe domnul Cezar Irimia, cum îi poate ajuta aceste asociații ale pacienților cu cancer, atât pe bolnavi în sine, cât și pe familiile acestora? Pentru că au nevoie de susținere, așa cum spuneam, nu doar pentru tratament, ci și pentru îmbunătățirea stărilor de spirit. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, diagnosticarea în cancerul pulmonar de multe ori depășește limita răbdării oricărui pacient sau chiar îl pierdem, pentru că 6 luni înseamnă ceva în orice cancer pulmonar. Deci cauzele acestor întârzieri sunt ale sistemului, nu ale pacientului, care deja se prezintă târziu la medic cu un în procent de 75% cu o boală avansată a cancerului pulmonar, dar faptul că sistemul nu-i oferă imediat acces la investigații, pacientul nu știe unde să meargă, trebuie navigat, trebuie să îi se deschidă ușile, să îi se deschidă ochii în acest sens, ce pași trebuie făcuți în acest sens, și el este pierdut. Șocul, așa cum a spus și doamna Pop, șocul emoțional este major și chiar pacientul este pierdut în spațiu. De deci, aceea, spuneți că nu este federație... suficient informat atât despre exact, etapele prin care trebuie să treacă. Corect, corect. Corect, de aceea noi am înființat un call center încă dinaintea pandemiei, dar acum oferim și consiliere psihologică, nutrițională, oferim navigarea pacientului, că despre asta vorbim, primițele sistemului, că de fapt lupta nu începe cu cancerul, ci începe lupta cu sistemul pacientul mai întâi. Și încercăm cumva să scurtăm acest timp programându-l acolo unde are nevoie să fie investigat rapid și să se prezinte cât mai repede la medicul curant, oncolog, care, bineînțeles, după ce are toate rezultatele, poate să-i facă o schemă de tratament. Întârzierile sunt datorate sistemului, nici de cum pacientului. Bun, el e vinovat că a venit târziu, că nu a venit la primele simptome, dar întârzierea de la suspiciune până la diagnosticare și intrarea tratament este vina exclusivă a sistemului de sănătate din România. De aceea call center-ul nostru stă la dispoziția oricărui pacient și va primi un sprijin major din partea noastră ca el să ajungă cât mai repede la tratament. Mă întorc la doamna doctor Adelina Dan, care ne-a spus care sunt simptomele, care sunt pașii prin care trebuie să treacă un posibil pacient, de la radiografie, CT, bronhoscopie și așa mai departe. Odată ce îi se pune diagnosticul de cancer pulmonar, haideți să vedem ce posibilități de tratament există și să începem cu acel stadiu incipient despre care tot vorbim, că este vindecabil și are tratament. În general, pentru stadiul incipient, intervenția chirurgicală este electivă. Mă refer aici la stadiul 1, stadiul 2. Pentru stadiile 3, ce înseamnă stadiul 3, este vorba de tumorile pulmonare local avansate care nu se pot opera. Aici avem ca metode de tratament radiochimioterapia, adică radioterapie concomitent cu tratament de chimioterapie, iar la încheierea acestui tratament, imunoterapie de consolidare. Și, din păcate, majoritatea se prezintă în stadiul 4, în stadiul metastatic. Și ce trebuie să avem în vedere în acest stadiu? Există două mari categorii de tumori pulmonare. Tumori pulmonare cu celule mici, ele sunt în jur de 15-20% și sunt mai agresive, și tumori pulmonare fără celule mici. Pe lângă această clasificare, trebuie să știm dacă tumorile pulmonare fără celule mici au sau nu modificări moleculare, adică dacă aceste cancere pulmonare sunt conduse de către oncogenă, adică o genă a cancerului, sau există o acumulare de mutații care să conducă procesul de cancerizare. De exemplu, să ne imaginăm că suntem într-un autocar cu mai mulți pasageri, unde șoferul este cel mai important. Șoferul prezintă acea oncogenă, acea genă specifică a cancerului, care de obicei este reprezentată de o mutație. Cele mai frecvente mutații în cancerul pulmonar sunt mutațiile ALK, GFR, ROS1. Pentru aceste mutații există terapie moleculară țintită. Cum
acționează acestea. Blochează acea mutație și împiedică astfel procesul de cancerizare, ca și cum am imobiliza șoferul autocarului. Se administrează pe cale orală, adică sub formă de pastile, de obicei o pastilă pe zi, cu o calitate a vieții foarte bună și cu rezultate extraordinare. Dar pentru asta pacientul trebuie să știe că are acele gene modificate. Își face el absolut aleator astfel de teste? Mi-am și anterior, după ce se stabilește diagnosticul de cancer pulmonar, se efectuează un profil molecular și prin acel profil molecular se depistează sau nu aceste mutații. Și, în general, ce constatați? Există la toți acești pacienți aceste mutații genetice sau nu? Din păcate, le depistăm într-o proporție relativ scăzută, în cam 5-10% din cazuri, acești pacienți au și un prognostic mai bun. Și să-mi continui ideea, pe lângă această categorie de cancere pulmonare care sunt conduse de către oncogene care au o mutație specifică, există și acele cancere pulmonare care sunt conduse de mai multe mutații. Și cu cât există mai multe mutații, cu atât tumorile sunt mai imunogene, adică răspund mai bine la imunoterapie. În ultimul deceniu s-a deschis acest capitol al imunoterapiei încununat cu premiul Nobel în 2018 pentru doi mari cercetători care au dus la descoperirea așa numiților inhibitori ai punctelor de control imun, adică a imunoterapiei. Și cum acționează aceștia? Nu merg direct pe celula canceroasă, ci antrenează celulele imune din organismul nostru și acestea lucră împotriva celulelor canceroase. Pentru aceste tipuri de tumori există imunoterapia plus minus chimioterapie în funcție de profilul molecular. Pe de altă parte, spuneți, atât imunoterapia cât și terapia moleculară țintită sunt tratamente foarte scumpe, de ordinul zecilor de mii de euro, dar din fericire sunt rambursate de către Casa Națională de Asigurări și aceasta este foarte important de știut pentru pacienți. Pe de altă parte, o persoană poate să aibă această genă modificată sau aceste gene modificate și totuși să nu facă acest cancer pulmonar dacă nu sunt întruniți și acei factori de risc. Exact. În general, cei care au mutații sunt nefumători. Majoritatea care nu au acea mutație specifică sunt nefumători și tineri. Asta e bine. Mă îndrept către doamna psiholog și revin la ajutorul și suportul pentru starea de spirit, pentru o gândire pozitivă care, așa cum știm, ar ajuta la vindecarea pacientului și cum poate, iată, știința, ce strategii noi pot fi aplicate pentru ca persoana cu un astfel de diagnostic de cancer să-și activeze reziliența. Depinde mereu de pacientul din fața noastră, dar în același timp avem protocoale validate științific, avem ghiduri și recomandări internaționale. E foarte important ca într-o primă instanță pacientul să ne simtă aproape, să dovedim grijă în același timp, să reușim să creăm acea relație terapeutică, iar apoi pe fondul acestei relații terapeutice venim cu tehnicile care, așa cum vă spuneam, sunt validate științific. Iar la ora actuală există suficiente studii și meta-analize care să ne arate faptul că intervenția psiho-oncologică reduce distresul emoțional și îmbunătățește calitatea vieții. Când ar fi oportun să înceapă o persoană diagnosticată cu un cancer acest tratament psiho-oncologic? În momentul diagnosticului. Asta dacă nu vorbim de programele de screening. În momentul diagnosticului ar fi cel mai oportun. Și de ce îmi permit să spun acest lucru? Pentru că una este să lucrăm cu un pacient o ședință, două ședințe, în momentul în care starea afectivă s-a intensificat. Și alta este să lucrăm pe o perioadă mult mai lungă de timp, de fiecare dată când vine la tratament, un an, doi și așa mai departe, așa încât pacientul nu doar să se simtă mai bine din punct de vedere emoțional, ci să devină mai bine. Acele tehnici cu care lucrăm, să ajungă să le ducă și în viața de zi cu zi, încât să ajungă propriului psiholog. De fapt, ăsta e scopul oricărei intervenții psihooncologice eficiente și reușim să facem asta,
dacă avem suficient de mult timp la dispoziție și, bineînțeles, și resursele fizice ale pacientului ne permit. Dar dacă în momentul diagnosticului și vorbim poate de un tratament, așa cum spunea și doamna doctor, care nu afectează semnificativ mare un impact negativ asupra calității vieții, putem lucra extrem de bine. Dar chiar și dacă acest tratament are efecte semnificative, și atunci avem suficientă tehnică la dispoziție. Ideea este să avem și timp, să ne permitem un anumit număr de ședințe. Am înțeles. De asemenea, citeam despre un plan oncologic. Care este rolul planului oncologic? Da, am lucrat cu foarte mult drag, mai ales la ultima editare, și anume la acel podcast, cu scopul de a veni cu materiale cât mai ușor de accesat. Pe de o parte, materiale care să aibă în spate informații valide și, pe de altă parte, să compenseze lipsa unui psiholog în timpul dintre ședintele de chimioterapie, de exemplu. Să reușească pacientul să se autoregleze emoțional și în felul acesta să-și reducă distresul, ascultând, de exemplu, acele podcasturi, văzând ce înseamnă gândirea sănătoasă, pentru că în patologia oncologică nu vorbim de gândire pozitivă. De altfel, în momentul în care ne raportăm la psihologia validată științific, nu vorbim niciodată de gândire pozitivă, vorbim de gândire rațională, de așteptări sănătoase, de a nu catastrofa. Și chiar dacă e extrem de neplăcut că ne aflăm în acea situație, de a vedea ce anume poate fi făcut și care sunt lucrurile care ne rămân și pe care merită să le valorificăm pe mai departe. Și în modul acesta, într-adevăr, creștem reziliența, prevenim recăderile din punct de vedere emoțional și, bineînțeles, încercăm să îmbunătățim calitatea vieții și din acest punct de vedere. Am înțeles. Domnule Cezar Irimia, noi am mai încercat să vorbim în cadrul emisiunilor noastre despre planul european de combatere al cancerului. Cum ar putea fi el introdus și este extrem de necesar și pentru România. Nu am reușit să aflăm cine ar fi responsabil de realizarea unui astfel de plan. Prin urmare, greutatea rămâne în continuare pe umerii dumneavoastră. Care este cea mai dificilă perioadă pentru un pacient diagnosticat cu cancer? Când apelează ei mai mult la sprijinul dumneavoastră, al asociațiilor? După ce se trezesc în mrejele sistemului, prinși în mrejele sistemului, aș spune mai mult în plasele sistemului, atunci când nu găsesc nicio cale de ieșire. Și vreau să fac o completare la ceea ce a spus doamna Florina Pop. Consilierea psihologică trebuie făcută înainte de comunicarea diagnosticului. Pacientul ăla trebuie să fie pregătit pentru comunicarea diagnosticului. Altfel, impactul îl demoralizează total. Așa că psihologii sunt foarte importanți în gestionarea acestui flagel, pot să-i spun, mondial. Revenind la întrebarea dumneavoastră, pacientul apelează la noi și la a-i naviga prin mrejele sistemului, așa cum am spus, prin plasele sistemului, dar și a-i ajuta cu bani, cu intervenții, pentru că nu au să-și achite mai repede investigația, pentru că programul nu le permite decât peste câteva luni să aibă acces la investigații și ei vor mai repede ca să înceapă un tratament mai repede, consiliere psihologică, consiliere de nutriție, dar mai ales consilierea socială. Pacientul este stigmatizat, este marginalizat la locul de muncă atunci când se află de boala lui și o mulțime de probleme. Nu vine doar de boala în sine. Vine la pachet boala cu o mulțime de probleme pe care le întâmpină pacientul. De aceea noi ne-am propus să sprijinim cât mai mult pacientul. Avem specialiști de elită, trebuie să subliniez acest lucru. Putem spune top 5 mondial, așa cum e profesorul Ciuleanu la Cluj în cancerele bronhopulmonare. Așa cum tot un profesor clujean, Patriciu Achimaș, va finaliza cu grupul de lucru din Parlament și Planul Național de Oncologie, Doamne ajută, spunem noi, dar ne vom aduce și noi aportul esențial în finalizarea acestui plan de oncologie, care va veni la pachet cu un registru național
de pacienți de oncologie. Doamne ajută așa să fie, pentru că mai avem foarte puțin timp. Am să o rog pe doamna doctor Adelina Dan să tragă o concluzie. Ce ar trebui să rețină telespectatorii noștri vis-a-vis de cancerul pulmonar? Pe scurt. Ce trebuie să învețe pacienții? Să nu amâne prezentarea la medic dacă există simptome specifice. Adică tuse, oboseală, să le repetăm simptomele. Dispnea, adică lipsa de aer, hemoptizie, tusea sau schimbarea caracterului tusei, scădere în greutate și acea oboseală generală a organismului. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezența în cadrul emisiunii noastre. Vă mai aștept cu drag și altă dată. O zi bună în continuare. La revedere! Noi mergem mai departe. Familia salvatorilor ISU din toată țara se mărește. S-au scos la concurs aproape 1400 de locuri. Candidații au de trecut prin mai multe probe fizice până să fie declarați admiși, iar două dintre acestea sunt eliminatorii. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani care visează să îmbrace haina militară, să aibă o viață disciplinată de invidiat și să devină salvatori pot aplica pentru unul din cele aproape 1400 de posturi scoase la concurs de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În acest moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea Județului Alba a scos procedura de selecție pentru 53 de posturi de soldați profesioniști. Acești soldați profesioniști, pompieri, vor ocupa funcții pe autospecialele de stingere incendii de pădure. ISU Cluj a început preluarea cererilor și constituirea dosarelor candidaților care doresc să participe la selecția pentru ocuparea 45 de posturi de soldați profesioniști, respectiv servanți. Persoanele interesate și care îndeplinesc condițiile legale pot să opteze pentru a participa la acest concurs doar până data de 9 decembrie a anului curent. Însă calea este lungă și plină de probe eliminatorii și contratimp. Vor fi date doar probe practice, respectiv urcarea pe scară și deplasare în subsol întunecat, care au rolul de a depista eventualele frici de înălțime sau spații închise, precum și parcurgerea traseului practic aplicativ, în vederea evaluării condiției fizice și a capacității de concentrare. Studiile superioare nu sunt obligatorii. Condițiile ca să se poată înscrie la concurs candidații sunt ca aceștia să aibă pregătirea necesară, minim învățământul general obligatoriu, care cuprinde clasele 1-4 absolvite, clasele 5-8 învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior, și anume clasele 9-10 din cadrul învățământului liceal sau primii 2 ani din cadrul învățământului profesional. Probele de concurs se susțin în centrele de selecție organizate la nivelul ISU București, Ilfov, ISU Cluj, ISU Timiș, Argeș, Neamț și Brăila. Toate datele și condițiile pentru înscrierea și participarea la concurs pot fi consultate pe site-ul IGSU. După un an de pauză, Târgul de Crăciun revine în centrul Clujului. Timp de o lună, din 26 noiembrie și până în 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde își dau întâlnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei. Chiar și așa, ediția de anul acesta este o versiune restrânsă, regândită, astfel încât să fie respectate regulile care sunt obligatorii în acest moment în țara noastră. Astfel, conform reglementărilor în vigoare și având în vedere contextul pandemic, accesul în Piața Unirii se va face în limita a maximum 2000 de persoane vaccinate sau trecute prin boală pe baza certificatului verde care va fi scanat în zonele de acces. Copiii sub 12 ani sunt exceptați de la obligativitatea prezentării certificatului verde. Ce vom putea vedea aici? În prima zi de târg, mâine, 26 noiembrie, de la ora 18, se va da startul iluminatului de sărbători, când întregul oraș va fi umplut de culoare. Pe lângă un program artistic bogat, în Piața Unirii va fi amplasată și o roată panoramică de observație, din care adulții și copiii vor putea admira zona centrală de la o înălțime de 24 de metri. Dar haideți să aflăm mai multe chiar de la domnul Mihai Oprean, directorul Târgului de Crăciun de la Cluj. Domnia sa este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Oprean! Bună ziua, bună ziua și mulțumesc de invitație! Așadar, vom avea anul acesta târg de Crăciun la Cluj-Napoca. Vă gândeați, domnule Oprean, așa pe la începutul lui octombrie, că va fi posibil așa ceva? Aveați un plan deja de organizare sau erați cumva în stand-by?
Să știți că nu ne-am gândit deloc la târgul de Crăciun anul acesta, dar discutând și cu restul partenerilor din țară, Timișoara, București, Craiova, Sibiu, văzând că și ei se pregătesc de a construi ediții noi, am decis să facem și noi această ediție. Din păcate, foarte târziu ne-am apucat. Cred că am început acum 10 zile și e foarte, foarte dificil să construiești un târg de Crăciun de amploare asta în doar 10 zile. Dar eu zic că ne-a ieșit foarte, foarte bine. Avem un număr mai mic de vendori, suntem undeva pe la 45 de vendori. Avem o căsuță a lui Moș Crăciun foarte, foarte frumoasă, brad, cupolă, avem o roată mare, avem carusel și avem încă multe, multe povești frumoase de spus la această ediție. Bun, haideți să le luăm pe rând toate aceste evenimente pe care clujenii le vor putea vedea în centrul orașului, și anume în Piața Unirii. Mâine, așa cum spuneam, de la ora 18, se dă startul luminatului public. Da, mâine la ora 18 deschidem luminile doar în Piața Unirii. În 1 decembrie o să fie startul iluminatului public în tot orașul Cluj-Napoca. Mâine la ora 6 deschidem Piața Unirii, aprindem luminile pe brad, pe căsuțe, pe tot ce e acolo. O să o facem împreună cu un grup de copii care vor apăsa pe celebrul buton. Iar după aprinderea iluminatului public vom concerta cu Armonia Music. Sâmbătă avem de la ora 5 teatru de păpuși împreună cu Animart, iar duminică avem povești la Gura Sobei. În fața bradului vom amenaja o sobă, iar cei de la Magic Puppet vor spune o poveste. Pentru că avem imagini de la târgurile de Crăciun precedente, când exista și o scenă și exista și un patinoar, trebuie să vă rog să ne spuneți care este situația cu aceste obiective. Nu am reușit să punem patinoarul anul acesta din cauza condițiilor impuse de guvern. La fel, scena. Nu avea sens să punem o scenă mare pentru a nu crea emulație foarte emulație în piață. Eu zic că ne-am dorit să playing safe cumva. N-aveam, să nu adunăm atât de multă lume în piață încât să avem probleme. Am vrea să ținem deschis târgul până la finalul lunii decembrie. Sper să nu avem noutăți sau vești negative în direcția asta. Nu merita. Asta e. Nu merita să punem nici patinoarul, nici scena. Și așa cum spuneți și dumneavoastră, în acest context toate lucrurile au fost regândite astfel încât să se respecte reglementările în vigoare, așa cum spuneam la început. Și am să vă rog să le repetați. Cine va putea participa la evenimentele din Piața Unirii? Accesul se face pe bază de certificat verde. Doar cei vaccinați pot intra în spațiu. Toată Piața Unirii va fi, o parte din Piața Unirii va fi închisă. Și cei trecuți prin boală? Cei trecuți prin boală, exact. Este obligatorie purtarea măștii în interiorul târgului de Crăciun și de asemenea e nevoie de distanțare. Trebuie să respectăm și distanțarea. Deci chiar anul dacă acesta este în spațiu liber, va trebui purtată masca, pentru că acolo vor fi și căsuțe cu produse gastronomice. Probabil se va mai gusta câte ceva și se va bea un vin fiert. Da, acum oamenii trebuie să aibă grijă de ei. Chiar dacă vor gusta din bunătățile pe care le-am propus, e important să folosească masca. E foarte, foarte important. Anul acesta suntem și este obligatorie, să înțeleg. Da, este obligatorie purtarea măștii în spațiul târgului de Crăciun. Am înțeles. Sigur, vor fi și acele căsuțe caracteristice Crăciunului, mai puține anul acesta, vor fi doar 46. Ce vor putea vedea, achiziționa oamenii de la aceste căsuțe? De la produse tradiționale, la chiurtoș, la gogoș, la decorațiuni specifice de Crăciun, la manufactură, la lucruri făcute de producători locali. Avem o gamă foarte diversă de vendori. Eu cred că o să găsească oamenii lucruri interesante acolo în piață. Anul acesta, multe târguri de Crăciun tradiționale, să le spunem așa, cum sunt cele din Viena și Germania, nu își vor deschide porțile. Vă așteptați la un val mai mare de turiști din afara țării? Nu. Anul acesta nu ne așteptăm la nimic.
Ne dorim doar ca oamenii să vină în piață, să renunțe la frici, să-și dorească să fie mai buni, să facă fapte bune, să zâmbească mai mult, să iubească. Târgul de Crăciun anul acesta vreau să fie despre bunătate. Am și ales o temă care să potrivească. Gândul bun și fapta bună, familionul le adună. Am păstrat ideea de familion pe care o avem în fiecare an și sperăm ca oamenii să se bucure de această experiență și chiar să fie mai buni. Cred că am suferit suficient în această perioadă și am vrea să zâmbim mai mult. Așa ne dorim cu toții, să ne bucurăm împreună de aceste sărbători și, desigur, în siguranță, așa cum ne spuneați și dumneavoastră. Haideți să vorbim puțin despre această roată panoramică care, iată, îi ridică pe cei prezenți acolo la 24 de metri. Cât de dificil a fost să o amplasați? De unde ați achiziționat-o? Este de la Pitești. S-a montat în 2-3 zile, nu e foarte mare în ceea ce ne privește. Ne-am fi dorit să fie mai mare, dar nu am găsit un furnizor disponibil în această perioadă. V-am spus, târgul a pornit acum 10 zile. E frumoasă, îi așteaptă pe cei mici, dar și pe cei mari la distracție acolo. 24 de metri o să fie plină de oameni care o să-și dorească să facă poze de sus. Cred că se vede și Bulevardul Eroilor puțin. Și nu am avut niciodată o viziune așa de deasupra pieței. Și mă bucur că am reușit să o aducem. Haideți să vorbim despre faptele bune și dau întâlnire în Piața Unirii. Pentru că e vorba de un proiect prin care cei prezenți pot susține alte inițiative. Despre ce e vorba? Ne dorim să ajutăm mai multe organizații să strângă bani și încet, încet, după lansarea Târgului de Crăciun, o să anunțăm aceste fapte bune. Dar cel mai important, până la urmă, e... Sunt deja faptele care le-au făcut partenerii noștri. O grămadă de omuleți s-au adunat să susțină acest târg. Toți vendorii care sunt acolo, făcând eforturi financiare foarte mari, s-au adunat parteneri care ne-au susținut în decorarea căsuțelui Moș Crăciun, în amplasarea diverselor lucruri în piață. Noi deja suntem, ei deja au făcut o grămadă de fapte bune. Dar pe parcursul târgului o să găsiți mai multe asociații pe care o să le ajutăm. Bănuiesc că ați fost și dumneavoastră și la alte târguri de Crăciun. Da. Ce v-a plăcut acolo și v-ați fi dorit să avem și noi și încă nu a fost posibil? Liniștea care au ei. Sunt foarte relaxați. Iubesc târgul de Crăciun. Vin cu o plăcere în piață. Și la noi s-a simțit asta, dar au fost... Deja cred, sunt de la ediția cu numărul 4 și în fiecare an sunt și... Este lume rea. Afară am fost în Köln, am fost în Budapest, am fost în Viena și mi-a plăcut liniștea și ce transmitea oamenii acolo. Chiar au ieșit cu bucurie în piață, se simtă bine. Să sperăm că așa vor ieși și clujenii anul acesta în piață. Târgul are loc în perioada 26 noiembrie-31 decembrie, între orele 11 și 21. Exact. De ce să vină oamenii? Haideți să vedem cum puteți să-i mobilizați să vină la acest târg de Crăciun. De ce să vină? Să vadă ce am construit pentru ei, să vadă ce am construit pentru noi, că am făcut-o și pentru noi, să ne vedem unii cu alții, să dăm mâna, să zâmbim, să dansăm, să ne bucurăm de acest final de an. Și, desigur, am să vă rog să repetați condițiile de participare a publicului care va veni. Accesul se face pe certificat verde, vor intra în piață doar cei vaccinați și cei trecuți prin boală. Perimetrul va fi închis, o să fie 4 zone de acces, o să punem toate elementele astea pe pagina noastră de Facebook. Sunt zone de intrare, sunt zone de ieșire. Îi așteptăm cu drag să aibă răbdare cu noi. Este obligatorie și masca. Și este obligatorie masca în interiorul târgului de Crăciun. Dar e foarte important să aibă răbdare cu noi. Am reușit în 10 zile ce făceam în aproape un an de zile și aș vrea să fie înțelegători și să vină să se bucure de Târgul de Crăciun. Vă doresc mult succes cu Târgul de Crăciun 2021. Vă mulțumesc pentru prezență și sper să ne mai auzim. O zi bună. Mulțumesc. La revedere. Mulțumesc.
Aici se încheie prin plan obiectiv. Impactul pandemiei asupra pacienților oncologici este foarte mare. Potrivit estimărilor, peste 3.000 de cazuri noi de cancer pulmonar au trecut nedetectate de la începutul pandemiei. De aceea, dacă aveți simptome precum tuse, oboseală, slăbire drastică în greutate, prezentați-vă neapărat la medic. Cancerul pulmonar depistat în stadii incipiente poate fi vindecat. Iar mâine, 26 noiembrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, se dă startul târgului de Crăciun. Participanții trebuie să ateste vaccinarea sau trecerea prin boală. Haideți să ne bucurăm împreună de aceste sărbători în condiții de siguranță. Eu sunt Corina Ionuț, vă mulțumesc că ne urmăriți și vă doresc toate cele bune. La revedere!